Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii. Protestele fermierilor au fost puse pe pauză. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, ne-a scris într-un mesaj că astăzi protestele nu vor avea loc, fără a specifica motivele, iar membrii Asociației decid ce acțiuni vor întreprinde pe viitor. Agricultorii insistă pe semnarea unui memorandum cu guvernul în care să fie indicate revendicările concrete ale fermierilor și termenii de implementare. Revendicările rămân aceleași: plata datoriilor la subvenții, modificarea legii cu privire la rambursarea TVA și exportul prioritar al produselor moldovenești prin portul Giurgiulești. Ministerul Agriculturii a declarat că rămâne deschis pentru un dialog constructiv cu fermierii bazat pe argumente economice și nu pe poziții ostile. Anterior, executivul a declarat că pentru sprijinirea fermierilor afectați de criza economică, statul a alocat suplimentar 533 de milioane de lei, din care 433 de milioane vor fi distribuite prin mecanismul de rambursare a TVA, iar 100 de milioane rămase sunt destinate acoperirii pierderilor înregistrate de agricultori din cauza scumpirii motorinei și a îngrășămintelor. Iar în a doua jumătate a lunii iunie, Vladimir Bolea va merge într-o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu oficial pentru a solicita suport sectorului agricol național. Totodată, premierul Dorin Râcean a promis astăzi în Parlament că, prin intermediul Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, guvernul va achita până la sfârșitul lunii iulie 900 de milioane de lei din Fondul de Subvenționare în Agricultură. Acum câteva zile, Asociația Forța Fermierilor declara că agricultorii intenționează să continue protestele în toată țara până la îndeplinirea revendicărilor și sunt dispuși să vină cu utilaje agricole în capitală luni, 12 iunie. Cu detalii vom reveni în principalul buletin de știri al zilei. Premierul Dorin Răcean a fost astăzi în Parlament, unde a prezentat inițiativa legislativă a Guvernului pentru modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2023, care prevede majorarea lefurilor pentru funcționarii din executiv. Potrivit lui Răcean, în guvern este nevoie de specialiști buni care să pregătească Republica Moldova de aderarea la UE și să poată negocia inclusiv proiectele investiționale. Astfel, din 1 iulie curent, angajații Guvernului vor avea salarii mai mari. În total, 1300 de angajați din administrația publică centrală se vor alege cu majorări. Conform proiectului publicat de guvern, indicele de referință pentru leafa de ministru ajunge la 3600 de lei. Dacă un ministru primește în prezent un salariu de peste 26.000 de lei, plus adaosul de 1300 de lei de care beneficiază toți bugetarii, atunci lefurile acestora ar putea depăși 50.000 de lei lunar. În urma acestui anunț, Liga Orașelor și Comunelor a declarat că e nevoie de o măsură similară și în privința angajaților din APL. Iar Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, dar și procurorii, au afirmat că guvernul instituie un tratament diferențiat de remunerare între magistrați, acuzatori și miniștri. Autoritățile au refuzat să comenteze declarațiile. Într-un final, Parlamentul a aprobat proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2023, inițiativa fiind susținută de, în primă lectură, de 57 de deputați PAS. Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1.406 miliarde de lei. Cele mai semnificative majorări de cheltuieli s-au înregistrat la servicii în domeniile economiei, în special destinate pentru fondul rutier și la gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale. Deputații din opoziție au criticat inițiativa. Aceștia susțin că mai întâi pensiile trebuie să crească, dar și lefurile altor categorii de angajați. Cu detalii revenim la ora 18:45 de minute. Ca să poată să acceseze mijloace financiare în condițiile în care nu au... Antreprenorul Valentin Vizant a acționat în instanța Guvernului Republicii Moldova. Potrivit tribuna.md, cererea de chemare în judecată a fost înaintată după ce, la 4 august 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat decizia autorităților din țara noastră privind excluderea partidului politic Patria din campania electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014. În consecință, Vizant a solicitat un prejudiciu financiar în valoare de 2,2 milioane de lei.
Potrivit deciziei CEDO, statul a admis mai multe încălcări în adresa lui Valentin Vizant. În special, au fost încălcate drepturile constituționale, dar și au adus prejudiciul financiar considerabil prin confiscarea surselor financiare ale Partidului Patria, inclusiv mijloacele financiare ale lui Valentin Vizant în valoare de 1,7 milioane de lei, donate partidului în condiții ilegale. Consider că acțiunile statului sunt absolut inacceptabile și periculoase pentru societate. Anume din acest considerent am și mers în instanță pentru a exclude o eventuală repetare a acestui precedent. Sper că autoritățile vor demonstra o abordare inteligentă, își vor conștientiza responsabilitatea și se vor supune cerințelor legii. În cazul unui comportament inadecvat al autorităților în procesul judiciar, echipa noastră de avocați este pregătită să uzeze de toate drepturile acordate de lege pentru a asigura supremația legii, susține Valentin Vizant. Vizant a mai acuzat autoritățile de practica întocmirii la comanda dosarelor politice și spune că un alt motiv pentru care merge în instanță este dorința de a pune capăt acestui lucru și a dat exemplul dosarului din noiembrie 2014. Pe lângă prejudiciul material, Vizant a solicitat guvernului despăgubirea prejudiciului moral în valoare de 500.000 de lei. Astfel, prejudiciul financiar se ridică la 2,2 milioane de lei. Am încercat să obținem un comentariu de la guvern, dar purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vode, nu ne-a răspuns la mesajul expediat. În noiembrie 2014, prin decizia Curții de Apel Chișinău, a fost admisă cererea Comisiei Electorale Centrale privind anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Patria și confiscarea sumelor de bani în folosul statului. Motivul a fost utilizarea în campania electorală pentru parlamentarele din noiembrie 2014 a unor mijloace bănești cu proveniență din străinătate. Valentin Vizant a figurat sub numărul 5 în lista electorală a Partidului Politic Patria. Irina Vlah este în vizorul Anii pentru garderoba și bijuteriile ei, al căror cost i-ar depăși cu mult veniturile. Autoritățile Naționale de Integritate verifică averea Bașcanului în exercițiu al Găgăuzii după o investigație a portalului Nocta.md. Vlah o acuză pe șefa statului Maia Sandu că ar sta în spatele acestei decizii. Schema Maiei Grigorievna de denigrare a oponenților politici funcționează ireproșabil. Mai întâi, presa afiliată cu așa zise investigații făcute la comandă președintelui dictator, ferma de troli, instituțiile de profil, controlate presa. Dragă Maia Grigorievna, ai confundat metodele de luptă politică specifice regimului democratic cu cele caracteristice regimului autoritar. Măsura, doamnă președintă, mai întâi vezi schemele oamenilor din anturajul propriu. Acolo se ascund mari corupți, nu în garderoba Irinei Vlah, a scris Bașcanul Găgăuziei în Facebook. Ani însă dezminte acuzațiile guvernatorului din autonomie și susține că inspectorii de integritate respectă legislația, iar verificarea din oficiu a averii și intereselor personale se inițiază și în baza informațiilor publice. Purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu, Irina Gotișan, nu ne-a răspuns la mesaj pentru a comenta acuzațiile Irinei Vlah. Pentru portalul anticorupție.md, responsabilii de comunicare au menționat că instituția prezidențială nu va comenta și nu va da note acestor învinuiri. Potrivit Nocta.md, garderoba și bijuteriile șefului regiunii din sudul țării i-ar depăși salariul pentru 2022, cifrat la 15.000 de euro. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să verifice în urma unei sesizări averea și interesele personale ale deputatului PAS Mihai Popșoi. Instituția spune că în decizia sa că acest lucru nu este necesar, întrucât nu au fost identificate nereguli după ce informațiile din declarația de venituri și interese a fost contrapusă cu cea din bazele de date și registrele de stat. Potrivit ANI, s-a constatat că cheltuielile suportate în perioada prenotată nu au depășit veniturile obținute și, în plus, nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care să nu fi fost incluse în declarația de avere. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul din partea Partidului de Guvernare a scris că pentru a combate dubiul vis-a-vis de prețul real achitat pentru procurarea construcției nefinalizate din Vadului Vodă, a prezentat contractul de vânzare-cumpărare. Construcția din Vadului Vodă, care la momentul vânzării era nefinalizată, a fost vândută domnului Popșoi la prețul real de 60.000 de euro. Inspectorul de Integritate a luat
act de declarațiile depuse pe proprie răspundere de către vânzător, fiind confirmate cheltuielile reale suportate de către subiectul declarării pentru bunul imobil, se menționează în decizia ANI. Am încercat să aflăm dacă a fost verificat costul real al acestei construcții, dacă nu a fost subestimat, dar Victor Moloșac, de la Serviciul Cooperare și Relații cu Publicul al instituției, nu a răspuns la telefon. Mihai Popșoi a menționat în postare că de fiecare dată și-a declarat veniturile pe care le-a obținut cinstit și pentru care a achitat impozite. Sunt gata să fiu verificat de către autoritate ori de câte ori este necesar, a scris deputatul PAS. Un șofer de auto basculant de mare tonaj a murit electrocutat, iar altul, care era coleg de cabină, a suferit un șoc electric. Poliția din Ialoveni, în jurul orei 7, a fost sesizată precum că o persoană s-a electrocutat pe un trader din orașul Ialoveni. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un tânăr de 30 de ani, aflat la volanul unui camion, în timp ce ridica remorca, a atins un cablu electric de tensiune înaltă, iar ca urmare tânărul a fost electrocutat, decedând la fața locului. Tragedia s-a întâmplat în orașul Ialoveni în momentul în care cei doi au decis să ridice ben autospeciale într-o zonă interzisă. Ei urmăreau procesul din afară, iar când au văzut că ben a atins liniile de înaltă tensiune, unul dintre ei a mers în cabină să o coboare. Atunci bărbatul s-a atins de elementele metalice ale automobilului aflat sub tensiune și pe pământul umed și a decedat. Celălalt șofer a mers să-l salveze, dar a fost și el atins de curent. Totuși, a scăpat cu viață pentru că bena autocamionului coborâse și nu mai era în contact cu liniile de tensiune. Auzind strigătele și văzând că ard anvelopele autocamionului, de locul tragicului incident s-a apropiat o a treia persoană care l-a îndepărtat de camion pe șoferul electrocutat ce zăcea la pământ. O persoană a sunat la 112 după ce a auzit strigăte și a văzut că ard anvelopele autocamionului. Primul bărbat care a fost electrocutat nu a mai putut fi salvat. Cazul este investigat de o comisie a Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică și de instituțiile de drept, se spune într-un comunicat emis de Premier Energy. Un șef de secție de la Chișinău Gaz riscă pușcărie pentru luare de mită. El este acuzat că a cerut 5.000 de euro de la un bărbat pentru a trece cu vederea că s-a conectat ilegal la rețeaua de gaze. Tot același bărbat l-a denunțat însă la CNA. Astfel, acum, angajatul de la Chișinău Gaz va compara pe banca acuzaților. Procurorii anunță că au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanță. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă aproape 170.000 de lei amendă sau până la 3 ani de închisoare. În ambele cazuri, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. O piatră prețioasă evaluată la 12 milioane de dolari a fost găsită în buzunarul unui moldovean. Bărbatul de 37 de ani este membru al grupării criminale Patron și a fost reținut de oamenii legii pentru că ar fi adus obiectul în țară prin contrabandă. În momentul percheziționării, polițiștii au dat de piatra moasanit cu dimensiuni de 87 pe 24 de milimetri, 1941 de carate, precum și certificate de evaluare în care era specificată valoarea. Atât piatra, cât și documentele urmează a fi expuse expertizării pentru a stabili veridicitatea acestora. Suspectul este cercetat penal în stare de libertate, iar conform legislației, acesta riscă de la 3 la 10 ani de privațiune de libertate. Ține să precizăm că moasanitul este o piatră prețioasă descoperită de chimistul francez Henri Moasan în anul 1893 și care îi poartă numele. Aceasta poate fi creată în laborator.
Peste 17.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi proba de bacalaureat la limba străină. La acest examen participă mai exact 17.020 de candidați, dintre care cei mai mulți, 12.832, vor scrie proba la limba engleză. Potrivit Ministerului Educației, 3.999 vor susține proba la limba franceză, 94 la germană, 40 la italiană, 31 la spaniolă, 24 la limba turcă. În sesiunea de examene 2023, de nota 10 din oficiu, la proba de examen la limba străină beneficiază 2.192 de candidați, atât în baza certificatelor ce atestă competențe lingvistice în limbi străine, cât și în baza premiilor obținute la olimpiadele republicane la disciplinele de studiu. Sesiunea de bacalaureat 2023 se desfășoară în perioada 2-20 iunie, în 93 de centre de bacalaureat, cu participarea a 18.400 de candidați. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Cu principalul buletin de știri al zilei, vă aștept la ora 18:45. Pe curând!